Vânt mare, o spune fostul stilist Mihai Neșu, care luptă cu suferința ca un leu. A crezut mai mult decât cei care l-au tratat că va fi mai bine și acum este bucuros că încet, încet se văd schimbări. Are speranță și recunoaște că fără familie și prieteni i-ar fi fost mult mai greu. I-a spus toate aceste lucruri jurnalistului Cătălin Tolontan într-un interviu. Zi de zi, Mihai Neșu încearcă să-și adapteze așteptările noii sale vieți. Timpul său se măsoară în zile, iar distanțele în centimetri. Bineînțeles, mi-am dat seama că e accidentare gravă și că deja în primele zile mi-am dat seama că nu, probabil nu o să mai pot juca fotbal. Dar, na, așa cum sper și acum, și atunci am crezut că lucrurile se vor schimba în timp. Și, na, încă mai cred. Dar văd că merg foarte, foarte încet. Chiar și cu foarte multă voință. Încet, cuvânt prea mare, spus la cât de încet să mișcă lucrurile în corpul meu. Atâta timp cât văd mici schimbări, bineînțeles că am speranțe. Speranță pe care la început și medicii au refuzat-o. Când am început să vorbesc, atunci ei cu câteva zile înainte nu întâdeau nicio șansă că voi putea respira singur și după câteva zile când am reușit, le-am zis că au avut dreptate. Mihai încă nu-și simte mâna stângă și picioarele, iar medicii se feresc în continuare să-i dea speranțe. Îi înțelege, dar nu se lasă deloc. Trebuie înțeles doctorii că nu poate să creeze prea multe speranțe. Că dacă nu se adeverează, după aia poți să ajungi în depresie și alte lucruri mai nasoane. Și atunci ei încearcă să ia lucrurile așa cum îs și să nu-ți dea prea multe șanse. Și tot ce vine în plus, după aia e o bucurie. Bucurie de care îi se umple sufletul lor de câte ori prietenii îi demonstrează că nu l-au uitat. Optimist? Nu știu cât ești de optimist, dar cred că mult mă ajută oameni din jur, mai ales când am vizite, mai ales și tu, mă simt foarte bine. Liga Profesionistă din România a decis să-i ofere lui Mihai Neșu un premiu pentru contribuția sa la schimbarea în bine a imaginii fotbalului românesc. Luni, la chioșcurile de ziare va apărea o ediție specială a Gazetei Sporturilor, în care veți putea vedea alte fotografii din timpul interviului. Între timp, pe site-ul gsp.ro puteți vedea mai multe imagini din interviul realizat de Cătălin Tolontan acasă la Mihăiță Neșu.